Ok, deci, Beniamin, te rog. Bună ziua, imediat. Se vede? Da. Am început de la 1 și am făcut punctul A. A ieșit destul de repede. Stai o clipă, deci ca să te organizezi, asta valabil și pentru Mădălina, ne prezinți maximum două exerciții, adică maximum două subpuncte pe care crezi tu că, care crezi că sunt mai interesante, ni le explici și... Da, o a fost destul de simplu. Stai o clipă, dă-i înapoi la A, am o problemă. La derivata acolo de pe la dx, la fracția aceea scrie x prim? De pe la dx... Da, acolo, mai jos, acolo, scrie x prim și după aia x pătrat. Derivat de funcție de x am vrut să... Nu, deci notația asta nu o accept și asta primești 0 la examen, inclusiv cu paranteza aia jos. Deci semnul cu prim nu mai are sens atunci când avem o funcție de mai multe variabile. Ori calculezi în minte, ori scrie... La dx, nu? Exact, scrie explicit, este de la dx, de la dy, mă rog, ce este acolo. Atenție, derivată parțială, pentru că notația e diferită pentru derivată parțială față de derivata totală. Da. Bun, hai, ia altul și hai să vedem. Ok. D-ul și ce? Nu, de fapt C-ul, momentan. Bine. Așa arăta funcția. Am desfăcut aici cu formula lui Euler și am adus-o la forma aceasta. Asta H-ul tău sau ce scrie acolo, stai că nu înțeleg exact care e cerința, ce se dă și ce se cere. Să vă arăt dacă este sau nu lumor. Păi eu nu cred că am dat exercițiul ăsta, e din lista luminiței? Da, e lista aceasta. A, pe așa zi. Ca să știu. Păi din asta a spus că putem prezenta din asta. Știu, dar au mai rămas inclusiv din lista mea. Trebuia să zici că ai rezolvat din lista luminiței și... Am uitat să zici. Ok, ok. Bine, nu, continuă, ca să știu că nu le recunoșteam. Așa. Da. Deci să verificăm dacă această funcție h e la 2z plus z este olomorf. Hai să vedem. Da, am scris z sub formă a plus bi, după aceea... În fine, am ajuns în final la forma aceasta pentru H, de unde P și Q sunt aceste funcții. Uh-huh. Am făcut DP la DX și am ajuns la forma aceasta, care este egal cu DQ la DY. Uh-huh. La fel DQ la DX și DP la DY, vedem că ne-a dat cu minus, deci este bine. Din asta am ajuns la concluzia că H este olomorf. Nu chiar, ca să fie olomorfă trebuie să mai verifice și faptul că P și Q sunt armonice. Adică tu ai verificat doar condițiile Cauchy și Riemann în ce ne arăți aici. Așa? Da. Deci trebuie să mai arătăm și că delta P egal 0 și delta Q egal cu 0. În fine, așa. Deci asta am ajuns că este olomorfă. Mai departe. Mai am 2, e destul de simplu. La 3, punctele în care funcția aceasta este olomorfă și să calculeze derivate în aceste puncte. Ok. Am făcut DP la DX, toate condițiile cu și am ajuns că Y că e egal cu 1 și X egal cu 1, din asta am zis că este derivabilă în Z0 egal cu 1 plus I. Okay. V-am și să vă întreb eu, ok, concluzia aceasta? Păi, ți-a dat x egal cu 1 și y egal cu 1, asta din ambele componente, ceea ce înseamnă că dacă încercăm să calculăm f de 1 și 1, practic asta coincide cu 1 plus i. Deci, pare în regulă, da. Și e ok formula aceasta pentru f derivat de în z0? N-aveți voi o formulă... Bine, acum... Știi f de z? Nu-l știi, nu-i așa? Așa arată f de z. Oh, ok. Păi, asta ar trebui adus într-o formă cu... să se vadă z-ul, pentru că noi avem acolo f de z, dar este exprimat în funcție de partea reală și partea imaginară a lui z.
Acum, formula aia pe care ai folosit-o tu pentru derivate parțiale, ați folosit-o Am găsit-o la curs? în curs, am găsit-o, da. Bun, dacă ați folosit-o la curs, înseamnă că e în regulă. Și asta calculată în Z0, care este 1 plus i, îți dă minus 2 plus 3i. Ok. Da, am mai făcut câte ceva, dar atât am. Da, e suficient. Deocamdată e în regulă. Uh-huh. Ok, mulțumesc. Bine, mulțumim. Madalina? Bună ziua! Bună. O secundă să partajez. Am partajat ce trebuie? Da. Ideea este că i-am făcut un exercițiu din lecția aceasta și trebuia să se determine singularitățile și să precizez natura lor. L-am făcut pe A în care aveam f de z egal cu z la 5 la z pătrat plus 1 totul la pătrat și am spus că sunt am plus minus pol de ordin 2. După la exercițiu. Da, da. Ok, la exercițiul următor am descompus în serie Taylor și ulterior am simplificat, am redus o fracție. Da, adică l-am băgat. Stai așa, deci z minus z la a treia, aha, am înțeles, s-a împărțit la z pătrat. Da, okay. Da, da. Așa, și z egal 0, ce scrie acolo? Am zis că este 0 pol singular. Nu există termenul ăsta, este pol simplu, probabil, vrei să zici. Da, greșeala mea. Da, nu, singularitate înseamnă, în general, punct cu probleme care include și poli. Iar polul are un anumit ordin și aici determinăm că ordinul polului este 1, de unde? De unde știi? Din partea aceasta? Din faptul că partea principală, adică partea cu z la putere negativă, da, are un singur termen. Da. Ok. La următoarea, la subpunctul că avem această funcție, f de z egal cu z pătrat înmulțit cu cos de 1 supra z, am scris care este descompunerea pentru cos de z. După am înlocuit, însă am făcut cos de 1 pe z, fiindcă asta mi-a cerut. Da. Și ulterior am desfăcut și paranteza și am scris aceeași eroare. Ulterior am mai făcut câteva exerciții. Stai. Ăsta de aici, din... asta cu cosinus, mie nu mi se mai pare că este pol simplu, pentru că ți-ți mai apare pe acolo z-ul la o groază de puteri. Deci îți apare z pătrat ăla, după aia minus 1 pe 2 factorial și după aia toate celelalte conțin z la diverse puteri, nu-i așa? Da, deci asta înseamnă că nu mai este? Că nu mai este ce? Nu mai este 0? Ba da, Z0 egal cu 0 este singularitate, dar se numește singularitate esențială pentru faptul că avem o infinitate de termeni în partea principală. Deci este punct singular esențial sau singularitate esențială. Asta e concluzia. Am înțeles. Ok. Și eu am mai făcut câteva exerciții, dar am făcut din lecția următoare, fiindcă la curs ni s-a prezentat lecția următoare, dar nu cred că am un grad de interes acum să le prezint. Da, o să trecem imediat la Laplace și după aia, când luăm pauza de lucru, tu poți să stai degeaba și ne le prezinți după aceea, nu e nicio problemă. Înțeles. Bine, mulțumim. Secundă. Da. Mai sunt lucruri altceva de transmis înainte să trecem la lecția nouă? Aș fi avut eu o scurtă întrebare. M-am blocat la un exercițiu când am rezolvat și voiam să vă întreb. Ok. Din seminarul 4 am lucrat. Să spuneți cum se vede. Se vede, da. M-am blocat aici, adică nu știu dacă am făcut bine, am încercat să fac o formă trigonometrică, dar sinus mi-a dat radical între ei și nu prea se poate. Păi da, nu se poate, pentru că te-ai calculat, am înțeles. Nu, dar asta se face mult mai ușor decât cu formula aceea cu logaritm. Deci tu trebuie să scrii numărul 1 plus i radical din 3 sub formă
polară sau trigonometrică. Dacă îl desenezi în plan, el are coordonatele 1 și radical din 3 și când încerci să calculezi argumentul, o să-ți dea pi pe 3 sau pi pe 6, ceva de genul ăsta. Deci faci tangenta unghiului descris de raza vectoare pentru punctul ăsta, de 1 și radical din 3. Am înțeles. Ok. Deci ție nu-ți dă, hai să zic de ce nu poți să faci identificarea aia acolo. Când ai scris z egal 1 plus i radical din 3, ai uitat că forma trigonometrică a unui număr complex conține modulul în față. Deci să ai modul din z pe lângă cos theta plus i sin theta. Da. Așa este. Am uitat. Da, și da. Modulul în cazul de față este 2, cum ai zis mai sus, și atunci îți dă 2 pe lângă și după aia ți-ar fi dat cosinusul 1 pe 2 și sinusul radical din 3 pe 2 și atunci îți dădeai seama. Da, așa este. Mulțumesc. Plăcere. Mai sunt alte lucruri de transmis sau de întrebat? Am încercat și eu să rezolv exercițiul 5D, tot de la seminarul 4 și am ajuns la ceva destul de urât. Ia, hai. Adică... Ia să... Ok. Aici. Da. L-am scris, acesta era exercițiul. Uh-huh. Am scris cosinus cu forma. Da. Cu exponențială. Am înlocuit cu z. Uh-huh. Iar apoi am ajuns la această integrală. Da. Iar problema pe care am avut-o aici în special a fost cu numitorul, pentru că eu obțineam numitorul descompus așa. Ok. Și acești poli. Așa. Iar după, dacă calculam rezidul de f și minus 2 plus radical din 3, îmi dădea destul de urât. Deci... Păi sunt două variante. Ori ai greșit la calcul, ori asta este și oricum nu mă interesează valoarea numerică. Adică ce vreau să zic este că dacă nu ai greșit la calcul și într-adevăr aceste numere sunt... sunt polii funcției respective, înseamnă că într-o condiție de, într-o situație de examen, de exemplu, dacă apuci să scrii chestia asta de aici fără să o aduci neapărat la o formă finală, e suficient. Dar în locul tău, mai întâi m-aș asigura că am calculat corect. Repet, nu înseamnă neapărat okay. Că ai greșit. Dacă nu ai greșit și dă atâta, vă treziți cu așa ceva la examen, e ok, poți să-l lași așa, pentru că, după cum vezi aici, ți apare tocmai la... La final, adică nu-l folosim în altă parte. Notezi asta, să zicem, cu R1, pe celălalt îl notezi cu R2 și după aia zici că suma este R1 plus R2 ori 2pi și asta este. Da. Ok. Da, mulțumesc. O să mai verific o dată calculul. Da, eu așa aș zice. Eventual poți să folosești și ceva pe computer. Cred că știți deja de Symbolab, de exemplu, nu? Da, de Wolfram îl pusesem și în Wolfram. Da, așa. Aha, da, da, eu l-aș pune pe Wolfram sau pe Symbolab mai întâi să-mi facă simplificările. Deci eu i-aș da, dă-mi pe mai sus. Eu i-aș da direct fracția aia în forma chiar de la început, acolo, acolo. Da, și i-aș da. Zice să-mi o aducă Simplify sau nu mai știu care e, sau Expand, nu mai știu, una dintre astea sunt, e comanda. Și vezi dacă îți dă fracția aia și după aia mai vedem. Da, ok. Bine, mulțumesc. Plăcere. Altceva mai aveți? Bun, atunci trecem la lecția despre transformata Laplace. O să trec foarte pe scurt prin teorie, pentru că ați avut și curs despre așa ceva, dar n-aș vrea să mă vând direct la exerciții. Dacă vreți să fac chestia asta, pot să o fac. Dar de obicei prefer să facem și o scurtă introducere teoretică. Deci suntem la seminar 5 de mat 3. Grupa este 311 AB. Și discutăm despre transformata Laplace. Transformata Laplace este prima dintre transformatele integrale pe care să le studiem, celelalte fiind Z și Fourier. Și ea se definește pentru anumite funcții care satisfac niște proprietăți. Niște chestiuni de terminologie mai întâi, deci hai să zic așa, terminologie și notații.
S-ar putea notațiile mele să fie puțin tel diferite față de ce ați făcut la curs. Dacă vă deranjează foarte tare, vă rog să-mi spuneți și o să încerc să le schimb, dar eu sper să vă adaptați că până la urmă nu e decât o literă sau un semn schimbat, cam atât. Deci terminologia este pe care o să o folosesc și notațiile sunt următoarele. Datele de intrare vor fi funcții cu argumentul T. Acestea se vor numi funcții original. Funcții original. Sunt funcțiile care se transformă. Deci astea sunt datele de intrare. Lor li se aplică o transformată Laplace pe care o notez așa cu un L mare de mână sau un scris în felul acesta. Și ceea ce rezultă, o să notez cu un F mare, iar argumentul este S. Iar asta se va numi imaginea Laplace sau transformată. Deci țin oarecum mult la argumente. Datele de intrare vor avea argumentul T, datele de ieșire vor avea argumentul S. Dacă nu mă înșel eu, luminița l-o folosește aici P în loc de S. De asta zic că e posibil să fie mici diferențe. Sper să nu vă deranjeze foarte tare. Sau dacă vă deranjează, îmi spuneți și încerc să mă adaptez. Iar notația va fi aceasta, că Laplace de F de T este egal cu F mare de S. Luminița sau în alte cărți e posibil să mai găsiți aici cu acoladă sau cu paranteze pătrate. Eu nu fac asta. Eu scriu în forma asta și sper că o să se înțeleagă. În cazul în care avem o notație mai complicată, o să pun eventual paranteze sau mai știu eu ce. Dar în principiu eu o să folosesc această notație. Laplace de F de T egal cu F de S. Transformata Laplace nu se poate aplica la orice funcție. Funcțiile original trebuie să satisfacă proprietățile pe care le vedeți aici. Ele trebuie să fie definite doar pentru valori pozitive. Deci, practic, f-ul ăsta al nostru este definit doar pe 0 infinit cu valori în C. Eventual poate să aibă valori complexe, nu e obligatoriu, de majoritatea cazurilor la noi o să fie numere reale. Deci trebuie să se anuleze pentru orice t mai mic ca 0, sau dacă vrem să o prelungim pe tot r, pur și simplu punem 0 pe bucata de la 0 la infinit, de la minus infinit la 0. Funcția trebuie să fie continuă, eventual continuă pe porțiune, adică alcătuită din bucăți continue. Și nu trebuie să aibă o creștere așa explozivă, ci ea trebuie să fie mărginită de o anumită exponențială. Deci modulul funcției respective trebuie să aibă o margine superioară, iar această margine superioară să fie cel mult o exponențială. Dacă se întâmplă chestia asta, funcția se numește original și ei se poate aplica transformata Laplace, care transformata Laplace se definește cu formula aceasta de aici. Integrală de la 0 la infinit din f de t ore la minus st de t. Calculul cu ajutorul definiției se va folosi foarte, foarte, foarte rar. În majoritatea exercițiilor vom folosi aceste proprietăți ale transformatei Laplace împreună cu tabelul de valori. Acesta este un tabel de transformate Laplace pe care nu trebuie să-l memorați. O să-l aveți la dispoziție în toate seminariile și, bineînțeles, și la examen, dacă examenul se va da online și foarte probabil să fie așa. Împreună cu aceste teoreme pe care trebuie să știți să le utilizați. O să trec foarte pe scurt prin aceste teoreme ca să vedeți cam când s-ar potrivi fiecare dintre ele și după aceea vă arăt direct niște exerciții cum se aplică. Proprietatea de linearitate e simplă. Îmi spune că dacă adun două funcții eventual înmulțite cu niște constante, transformata Laplace se comportă corespunzător, adică ies constantele în față și îmi rămâne suma sau diferența transformatelor Laplace. Asta e ceva foarte simplu. Unele dintre aceste proprietăți au niște nume care nu sunt neapărat sugestive, motiv pentru care trebuie să le și explic un pic. Această teoremă a asemănării, de exemplu, îmi spune că dacă vreau să aplic transformata Laplace a unei funcții în care argumentul a fost rescalat, vedeți, avem f de alfa t, atunci trebuie să iasă acel scaling, acel factor de scalare în față și se aplică transformata Laplace vechii funcții în care argumentul a fost împărțit cu acea constantă. Haideți să luăm un exemplu, să vedeți cum se folosește această teoremă a asemănării. Deci teorema asemănării
în toate teoremele și tot ce vom scrie noi, vom presupune această notație, că f mare de s este Laplace de f mic de t. Și teorema aceasta asemănării zice așa, că dacă vrei Laplace de f de alfa t, ăsta este 1 supra alfa f de s pe alfa. Și cum se aplică chestia asta? De exemplu, să spunem că vreau să calculez Laplace de sinus de 5t. Cât face asta? Păi, vedem că acest sinus de 5t este o funcție rescalată, deci zic așa, sinus de 5t este egal cu f de 5t, unde f de t e sinus de t. Pentru că eu am nevoie de o funcție elementară pe care eventual să o găsesc în tabel. Și teorema asemănării îmi zice că Laplace de f de 5t este 1 pe 5 ori f mare de s pe 5, unde f mare, atenție, este Laplace din funcția veche. Deci f mare de s este Laplace din f mic de t, adică Laplace-ul sinusului. Și f mare de s la noi este Laplace de sin de t, pe care îl găsim în tabel și vedem că este 1 supra s pătrat plus 1. Sigur, aici vedeți că aveți și sinus de omega t, dar vreau să vă ajut și să deduceți o parte din aceste formule, că dacă cine știe cum aveți nevoie să memorați, să memorați cât mai puține, iar pe celelalte să le puteți deduce. Deci, Laplace de sinus este 1 supra s pătrat plus 1 și rezultă cu teorema asemănării că Laplace de sinus de 5t este 1 supra 5, ori chestia asta aplicată în s pe 5, adică 1 supra s pe 5 la pătrat și plus 1. Și se prelucrează și se obține, mă rog, aducem astfel încât să nu mai fie fracție etajată și așa mai departe. Deci asta e un exemplu. O să avem mai multe exemple imediat. Deocamdată vă dau doar câte unul ca să vedeți cam la ce se folosesc aceste teoreme și când se pretează să le folosiți. Deci, încă o dată, teorema asemănării se folosește atunci când avem o funcție care este rescalată. Să zicem că eu știu cât e Laplace de sinus, dar nu știu cât e Laplace de sinus de 5t sau 7t. Atunci folosesc această teoremă a asemănării. Teorema deplasării se folosește în momentul în care avem o funcție care este înmulțită cu o exponențială și presupunem că știm transformata Laplace a funcției inițiale, deci f mare, nu uitați, este Laplace-ul lui f mic, și dacă de f mic lipesc o exponențială, pot să folosesc această teoremă a deplasării. Hai să vedem un exemplu. Teorema deplasării. Zice că Laplace de f de t ori la s0t este f mare de s minus s0, unde, nu uitați, f de s este Laplace de f de t. Hai să luăm un exemplu. O să iau tot sinusul, că l-am folosit mai devreme. Laplace de sinus de t ori exponențială de, habar n-am, minus 3t. Vreau să calculez asta. Pe conform teoremei deplasării, asta este f mare de s minus minus 3, s0, observați că este minus 3, și deci este așa ceva unde f mare de s este Laplace de sinus de t. Deci iau numai bucata fără exponențială, care în cazul de față face 1 supra s pătrat plus 1. Și atunci rezultă că Laplace de sin de t ori e la minus 3t este f mare de s plus 3, adică asta în care s-ul se schimbă cu s plus 3. S plus 3 la pătrat și plus 1. Asta e un exemplu de utilizare a teoremei deplasării, în care, repet, esențial este să aveți așa ceva. Deci să aveți o exponențială lipită de o funcție a care e transformată la plas, o știți. Din coace, esențial era să avem o constantă care se mulțește cu argumentul funcției. Ok. Mai departe, teorema întârzierii. Se definește întârziata unei funcții, practic e shiftată cu un interval tau. Deci Laplace de o funcție care a fost shiftată cu tau este e la minus s tau, ar trebui să fie aici, îmi cer scuze, o să modific, înmulțit cu f de s. Deci, asta se potrivește atunci când funcția este întârziată. Deci, nu mai avem sinus de t, avem sinus de t minus 3 sau sinus de t plus 7 sau chestii de genul ăsta. Hai să vedem. Teorema întârzierii.
O să scriu direct această formulă. Laplace de f tau de t este egal cu e la minus s tau f mare de s, unde f tau de t este f de t minus tau. În rest, bineînțeles că este 0, că altfel nu mai este funcție original. Și hai să vedem un exemplu. Cum am calculat Laplace de sinus de t minus 3, să zicem. Sau t minus pi pe 2, sau mă rog, ceva care să aibă mai mult sens la exercițiul de care avem nevoie. Conform teoremei întârzierii, asta este, deci avem tau egal cu 3 și atunci ăsta este e la minus 3s ori f mare de s, unde f mare de s, nu uitați, este Laplace de sinus de t. Deci Laplace-ul funcției inițiale înainte de a fi întârziată sau deplasată, care am văzut că face 1 supra s pătrat plus 1. Și îl introduc pe ăsta aici și îmi dă rezultatul. Ok. Deci această teoremă se potrivește în momentul în care am o întârziere de genul acesta, care apare aici. Ok. Teorema derivării imaginii se potrivește atunci când avem un polinom care se înmulțește cu funcția noastră. Pentru că dacă am o putere aici, observați că mi iese în față minus 1 la puterea n înmulțit cu f derivat de n ori de s. De aia se și numește teorema derivării imaginii, pentru că cine se derivează este de fapt imaginea Laplace. Deci teorema derivării imaginii zice așa, că Laplace de t la n ori f de t este minus 1 la n f derivat de n ori de s, unde din nou f de s este Laplace de f de t. Iar am introdus pagina, iar am cer scuze. O să fie o ordine un pic cam ciudată a paginilor. O să adaug după aia unde trebuie. Ok, hai să dăm un exemplu. Bineînțeles că folosim proprietatea de linearitate. Aici nu-i neapărat să am doar t la n. Pot să vreau să calculez, de exemplu, Laplace de, habar n-am, t la 3a plus 5t plus 2 înmulțit cu prietenul nostru sin de t. Folosim proprietatea de linearitate. Acesta este Laplace de t la 3a sin de t plus 5 Laplace de t ori sin de t plus 2 Laplace de sin de t. Bun. Acum, asta știu deja cine este. Este 2 ori 1 supra s pătrat plus 1. Iar la astea două o să folosesc teorema derivării imaginii. Această teoremă zice așa, că Laplace de t la a treia sin de t este minus 1 la a treia ori f derivat de 3 ori de s, unde f de s este 1 supra s pătrat plus 1, adică transformata Laplace a lui sinus. Deci, vedeți, în momentul în care am o putere în față, am minus 1 la puterea respectivă și derivez imaginea Laplace de atâtea ori cât este indicele, cât este puterea lui t. Și similar, asta de aici o să fie minus 1 la 1 ori f prim de s. Nu mai scriu aici pentru că am amestecat paginile și ca să nu înghesui aiurea, pe ăsta îl calculați voi. Și pe alea punem împreună și ne dă. Deci am folosit inclusiv proprietatea de linearitate și ne-a dat rezultatul acesta. Ok. Mai departe, acum introduc și o pagină unde trebuie. Teorema integrării originalului, atenție, după nume, zice că ar trebui să integrăm datele de intrare, deci funcția care se modifică, care se transformă. Și vedeți că am notat cu G mic integrala funcției de intrare, ceea ce înseamnă că teorema integrării originalului poate fi scrisă pe scurt în felul acesta. Laplace de o integrală, integrală de la 0 la t din f de tau de tau, este 1 supra s ori f de s, unde, ca de obicei, f de s este Laplace de f de t. Cum se folosește asta? Asta de obicei se folosește pentru rezolvarea ecuațiilor integrale. În exercițiile noastre nu o să întâlnim foarte des. O să vedem probabil data viitoare sau aveți cu siguranță exerciții în notițele luminiței, că am verificat eu. Se folosește la ecuații integrale. Adică mai precis, dacă ai o integrală de forma integrală de la 0 la t
din t pătrat ori cosinus de 3, nu t, trebuie tau, tau pătrat ori cosinus de 3 tau d tau și vrei să aplici Laplace din chestia asta, conform teoremei integrării originalului, asta este egal cu 1 supra s ori f de s, unde f de s este Laplace de ce am aici în interior, t pătrat cos de 3t. T pătrat cos de 3t se transformă folosind alte proprietăți pe care le-am văzut, adică o să folosesc mai întâi teorema derivării imaginii pentru că am aici o putere, am acest t pătrat, deci este egal mai departe cu teorema derivării imaginii minus 1 la a doua f secund de s, unde de data aceasta f de s este Laplace de cos de 3t, iar acest cos de 3t se poate calcula cu teorema asemănării. Putem să mergem mai departe și zicem că Laplace de cos de 3t este 1 supra 3 ori f de s pe 3, unde de data aceasta f de s este Laplace de cos de t. Și fac așa un backtracking de la coadă la cap. Îmi dă ăsta, pe care îl derivez de două ori și după aia mă duc în sfârșit aici și înmulțesc cu 1 pe s. Asta e workflow, să spun așa. Ok, repet, o să revedem probabil această proprietate dacă o să rezolvăm ecuații integrale sau dacă vă uitați pe lista ecuațiilor integrale din notițele luminiței. Mai departe, teorema integrării imaginii zice că se obține o integrală aici în momentul în care originalul se împarte la un t. Aceasta este o, cum să zic, un efect dramatic, pentru că dacă iau o funcție original despre care știi să calculezi transformata la Laplace și dacă o împar la t, schimbările sunt majore, anume se integrează imaginea. Deci teorema integrării imaginii zice că Laplace de f de t supra t este minus, hai să scriu cum am scris acolo, minus g de s, unde g de s este integrală din f de s de s. Hai să scriu așa. Cu proprietatea că limită când s tinde la infinit din g de s este 0. Deci, mai pe scurt, ce putem să zicem aici este că Laplace de f de t supra t este minus integrală din f de s de s, unde f de s este Laplace de f de t. Deci, vedeți, efectele sunt dramatice în momentul în care ai funcția și o împarți la ceva, imaginea se integrează. Dacă vreți un exemplu, dacă vreau Laplace de sin de t pe t, asta este minus integrală din f de s de s, unde f de s este Laplace de sin de t, adică 1 supra s pătrat și plus 1. Și am de integrat asta și îmi dă arctangentă de data asta. Vedeți, e un rezultat interesant. Rezultă că Laplace de sin de t supra t este minus integrală din 1 supra s pătrat plus 1 de s, adică minus arctangent de s. Și ar trebui să pun plus o constantă, dar din condițiile pe care le avem aici, constanta aceea este nulă. Deci se întâmplă o chestie de genul ăsta. Produsul de convoluție nu vi-l explic deocamdată, adică sigur puteți să-l citiți și nu e greu de înțeles, dar o să-l folosim în special la transformata Z. În exercițiile mele, cel puțin, nu avem neapărat nevoie de el pentru ceea ce urmează să vă arăt. Dar l-am introdus aici pentru că vi l-a predat doamna profesoară și pentru că o să-l folosim cu siguranță la transformata Z. Bun. Întrebări, comentarii? Eu am o întrebare, dacă se poate. Te rog. Spre exemplu, dacă ar trebui să scriu Laplace-ul pentru 3 ori T la 3-a. T la 3-a reprezintă 6 supra S pătrat. S la 4-a. De acord?
Laplace Rutela a treia? Da. Ok, da. Ia asta de aici. Este 3 factorial supra S la a patra. Ok. Și cu acel 3, din, și dacă aș avea 3 înmulțit cu T la a treia, păi, și trebuie să fac Laplace. Păi e proprietate de linearitate, care îmi zice că dacă ai constantele, constantele ies în față. Ah, ok, am înțeles. Nu eram sigură. Acum, referitor la întrebarea ta, dacă eu aici poate că am făcut și bine, am făcut și rău, că v-am dat dita mai tabelul, că bine era să vă dau doar 2-3 valori și după aia să vă oblig pe celelalte să le deduceți. Dar inclusiv la exemplu pe care l-a dat Modelina, dacă vreau să calculez, ia uitați-vă, Laplace de 3T la a 3-a, cum spune ea. Sigur că asta este mai departe 3 Laplace de T la a 3-a, mă uit frumos în tabel și văd că Laplace de T la a 3 este 3 factorial supra S la a 4-a. Așa am terminat, nu mai avem ce discuta. Dar, dacă tabelul avea, să spunem, doar 2 sau 3 valori pe aici, puteam să calculăm Laplace de T la a 3-a folosind proprietățile. Ce proprietate se potrivește? Păi uite, teorema derivării imaginii, pentru că Laplace de T la a 3-a ăsta, pot să zic că este Laplace de T la a 3-a ori 1, și cu teorema derivării imaginii, asta este minus 1 la a 3-a, ori f derivat de 3 ori de s, unde f de s este Laplace de 1. Iar Laplace de 1 pot nici să nu-l știu, pentru că este aproximativ, nu chiar singurul, dar printre puținele valori care se pot calcula direct cu definiția. Ia uitați-vă, Laplace de 1 este integrală de la 0 la infinit din 1 ore la minus st dt. Păi asta face minus 1 supra s e la minus st de la 0 la infinit și când trecem aici la limită, când s-ul tinde la infinit, ăsta o să facă 0, când s-ul este 0, ăsta o să facă 1. Deci în total ăsta face 1 supra s. Asta e unul dintre puținele transformate Laplace care se pot calcula cu definiția. Și atunci, calculul de mai devreme Laplace de 3t la a 3-a, pot să-l fac cum am zis. Este minus 1 la a 3-a, adică minus 1, înmulțit cu 1 pe s, derivat de 3 ori. S la minus 1, derivat de 3 ori. Și așa mai departe. Se calculează asta și obținem ce... scuze, aici am uitat să pun 3 în față, să pun minus 3. E vorba de 3-ul ăsta de aici, care iese în față din proprietate de linearitate. Și bineînțeles că obținem același rezultat. În condiții de examen, dacă o să fiți grăbiți, cred eu că nu mai stă nimeni să obțină valorile, dar poate că ar fi o glumă nu neapărat proastă să vă șterg tabelul ăsta. Deci vreau să zic că o mare parte din ce vedeți aici pot fi obținute. De exemplu, dacă vă dau... nici nu-i nevoie să vă dau Laplace de T la N, nici nu-i nevoie să vă dau Laplace de E la minus alfa T, pentru că se poate calcula folosind teorema deplasării, luând funcția F de T egal cu 1, iar Laplace de 1 se poate calcula cu definiția. Ce nu prea puteți obține de aici sunt astea, pentru sinus, cosinus, sinus hiperbolic și cosinus hiperbolic și logaritm. Dar nu-i nevoie să vi le dau sinus de omega t, pot să vi le dau sinus de t și după aia dacă vreți sinus de 5t, iarăși aplicați o teoremă. Deci se poate jongla destul de mult cu proprietățile respective și tabelul ăsta putea să fie mult, mult, mult mai mic. Ok, altă întrebare? Ok, atunci vă rog să mă mai suportați 10, maximum 15 minute ca să terminăm exemplele de la Laplace, adică să-mi termin eu ce am să vă arăt și apoi să rămână să lucrați voi, urmând ca și data viitoare, jumătate de oră sau cel mult o oră să ne mai ocupăm tot de Laplace, dar mai am o aplicație pe care trebuie să o discutăm. Întâi de toate, aveți acest exercițiu care este rezolvat aproape integral, în care calculăm transformatele Laplace cu definiția. Repet, aproape niciodată nu vom face asta, dar am vrut să vă arăt că se poate face fără să fie prea greu. Ce puteți voi prezenta și calcula sunt acestea de aici.
în care vă rog să folosiți cât mai puțin tabelul de valori, deci să faceți cum v-am arătat mai devreme și să folosiți cât mai mult proprietățile. Asta puteți să prezentați după pauză sau data viitoare. La fel mai departe, folosesc diverse alte proprietăți. Deci aici se folosesc primele și cele mai ușoare teoreme, după care mai departe se folosește proprietatea de derivare a imaginii, aici se folosește teorema de integrare a originalului și așa mai departe. Deci exercițiile acestea pot fi făcute imediat după pauză. Eu vreau să vă mai vorbesc și să vă fac un exemplu de aplicația teoremei a transformatei Laplace pentru rezolvarea ecuațiilor diferențiale de ordin superior. Și hai să zicem așa, rezolvarea ecuațiilor diferențiale de ordin superior cu transformata Laplace. O prescurtare destul de... în fine. În general avem această proprietate. Această proprietate îmi zice ce face Laplace dacă ceea ce transform tu este o derivată. Noi o să folosim în 99% din cazuri aceste două formule pe care putem să le luăm de bune, adică nu trebuie să le obținem. Ele se pot demonstra, bineînțeles, dar le putem folosi ca atare. Deci avem așa că Laplace de prima derivată este S ori Laplace al funcției minus F de 0. Nu uitați, Laplace al funcției este F mare de S. Deci Laplace-ul unei derivate este ăsta de aici. Laplace-ul derivatei a doua este S pătrat Laplace de F minus SF de 0 minus F derivat de 0. 99% din exerciții se rezolvă folosind aceste două formule. Pentru toate celelalte aveți această formulă care ne zice ce se întâmplă dacă avem o derivată de ordine. Și să vedem cum aplicăm asta la o ecuație diferențială. V-am dat aici exemplu general cum puteți să-l înțelegeți, mă rog, și hai să ne uităm concret la un exercițiu, acesta de aici. Vreau să vă arăt două tipuri de soluții. Să luăm acest exemplu. Vreau să rezolvăm ecuația diferențială y secund minus y egal cu t știind aceste condiții. Y de 0 este 1, y derivat de 0 este 1. Atenție! Fără aceste condiții, problema nu se poate rezolva pentru că, după cum vedeți, la Laplace de f secund am nevoie de aceste două valori. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să rezolvi o ecuație diferențială care nu are niște valori inițiale, nu este o așa numită problemă Cauchy în care să știu aceste valori, nu pot să aplic transformata Laplace și rămâne metoda pe care o știți probabil din primul semestru. Bun. Și o să facem următoarea chestie. O să notez Laplace de y, în cazul nostru y de t, o să notez cu y mare de s. Nu mai notez cu f mare, notez cu y mare de s. Laplace de y secund, conform proprietății de aici, este s pătrat y mare de s minus s ori y de 0 minus y derivat de 0. Cazul nostru face s pătrat y mare, y de 0 este 1, y derivat de 0 este tot 1. Și ne dă s pătrat y de s minus s minus 1. Pot să aplic direct aici transformata Laplace. Deci aplic transformata Laplace ecuației și rezultă. Laplace de y secund minus y egal Laplace de t, care este echivalent din proprietate de linearitate cu Laplace de y secund minus Laplace de y egal Laplace de t. Laplace de y secund, uite cine este. Deci ăsta este s pătrat y de s minus s minus 1. Laplace de y este y. Laplace de y mic este y mare. Asta a fost convenția noastră de notație. Iar Laplace de t, putem să ne uităm în tabel sau putem să-l fi învățat deja, este 1 supra s pătrat. Scuze. Scuze. Așa. Deci Laplace de t este 1 supra s pătrat. Bun. Și acum scopul nostru este să-l obținem pe y mare
Și după ce îl obținem pe Y mare, să-l recuperăm pe Y mic, printr-o procedură de inversare a transformatei Laplace. Deci încep prin a da factor comun aici. Y mare de S pe lângă S pătrat minus 1 este egal cu 1 supra S pătrat plus S și plus 1. Le-am dus pe astea două în dreapta și am dat factor comun Y de S aici și aici. Deci Y de S pe lângă S pătrat și minus 1 este egal cu 1 plus S la a treia plus S pătrat supra S pătrat și împar toată asta la S pătrat minus 1. Deci rezultă Y de S este S la a treia plus S pătrat și plus 1 supra S pătrat, S pătrat minus 1. Și ne dă asta de aici. Ok, acum, hai să vedem cum aflăm Y mic. De aici rezultă că Y mic de T este Laplace la minus 1 de această fracție. S la a treia plus S pătrat plus 1 supra S pătrat pe lângă S pătrat și minus 1. Din acest moment avem două metode de rezolvare. Una este prin descompunerea fracțiilor în fracții simple și ne uităm în tabel la valori, ne uităm invers, de la dreapta la stânga, adică încercăm să recuperăm funcția. Iar a doua este folosind teorema Melan-Fourier, pe care o să vă arăt acum. Deci haideți să vă dau cele două soluții. Deci cum procedez aici? Soluția 1, metoda directă. Metoda directă îmi zice să descompun această fracție în fracții simple. Și zic așa. S la a treia plus S pătrat plus 1 supra S pătrat pe lângă S pătrat minus 1. Știm din clasa 12 că se descompune în felul acesta. A supra S plus B supra S pătrat plus C supra S pătrat și minus 1. Și trebuie să descoperim cine sunt A, B și C. Hai să aducem la același numitor și va rezulta S la a treia plus S pătrat și plus 1 este AS S pătrat minus 1 plus B S pătrat minus 1 plus C S pătrat. Deci este egal cu S la a treia pe lângă. Hai să încercăm să nu greșim. A și atât. Deci S la a treia ne dă doar de aici. Plus S pătrat pe lângă B plus C plus S pe lângă A, de fapt minus A, de aici, și atât. Și termenul liber este minus B. Și obținem chestia asta. Rezultă de aici că identificând coeficienții avem A egal cu 1, cred că am greșit ceva la calcul, pentru că nu se potrivește aici. A egal cu 1, B plus C ar trebui să fie egal cu 1, S pătrat, asta nu-mi place, minus A egal cu 0, o să verific imediat, doar să termin de scris, și minus B egal cu 1, de unde rezultă B egal minus 1, și ar trebui ca C să fie egal cu 1 minus B, adică 2. Și hai să vedem dacă am greșit ceva pe aici. Dacă vedeți vreo prostie, vă rog să-mi spuneți. De ce nu se potrivește A-ul? A supra S. Ia să vedem, poate am greșit pe aici. Deci 1 supra S pătrat. Mă uit și la ce am scris aici. S plus 1 plus 1 pe S pătrat. Ok. S plus 1 supra S pătrat minus 1. Ăsta mi-a dat... ok, am despărțit în două aici. Poate că n-ar fi fost o idee rea. Și îmi dă asta. Știu ce am greșit. S pătrat minus 1, ăsta se descompune. Este S minus 1, S plus 1 și atunci descompunerea mea este greșită să scriu direct C supra S pătrat minus 1 în clasa 12. Știm că dacă numitorul are rădăcini, atunci trebuie spart. Trebuia C supra S minus 1 plus D supra S plus 1. Deci o să șterg pagina asta și o să scriu din nou descompunerea corectă. C
ce scuze, dar cu ocazia asta ne mai amintim procedurile din liceu. Deci zicem așa, S la a treia plus S, hai să de fapt să mai scriu ce scrisese, metoda 1, soluția directă. Și avem așa, S la a treia plus S pătrat plus 1 supra S pătrat S pătrat minus 1 se descompune în S la a treia plus S pătrat plus 1 supra S pătrat S minus 1 S plus 1. Și acum avem descompunerea A supra S plus B supra S pătrat, asta se întâmpla când aveam rădăcini multiple, vă amintiți poate din liceu, plus C supra S minus 1 plus D supra S plus 1. E, și abia acum putem să găsim acești ABCD. Și de aici rezultă ce? Că S la a treia plus S pătrat plus 1 este egal cu AS pe lângă S pătrat minus 1 plus B pe lângă S pătrat minus 1 plus CS pătrat pe lângă S plus 1 plus DS pătrat S minus 1. S pătrat minus, S minus 1. Așa. Acum ar trebui să fie bine. Și hai să vedem. S la a treia pe lângă A plus C plus D plus S pătrat pe lângă B plus C și minus D plus S pe lângă minus A de aici și atât. Și plus termenul liber, care ar fi minus B și atât. Asta e singurul termen care nu conține S. Și atunci, de aici rezultă următoarele egalități. Coeficientul S la 3 ar trebui să fie 1, deci A plus C plus D egal cu 1. Coeficientul S pătrat și el este 1, B plus C minus D egal 1, S nu avem, minus A egal 0, deci A egal 0, iar minus B egal 1, deci B egal minus 1. Și acum hai să vedem cum le rezolvăm pe restul. De aici rezultă C plus D egal 1, de aici rezultă C minus D egal 2, este 1 minus B. Prin adunare rezultă 2C este egal cu 3, deci C egal cu 3 pe 2, iar D este 1 minus C, adică minus 1 pe 2. Sper că n-am mai greșit la calcul, ar trebui să fie ok. Bun, și avem această descompunere. Deci rezultă că fracția noastră care era acolo se scrie A nu mai avem, B-ul era supra S pătrat, deci avem minus 1 pe S pătrat. De fapt, aici n-ar trebui să pun puncte, puncte, ar trebui să pun Y mare de S. Este minus 1 pe S pătrat. C-ul era supra S minus 1, deci plus 3 pe 2 ori 1 supra S minus 1 și minus 1 pe 2 ori 1 supra S plus 1. Bun. Și așa se descompune Y de S. De aici rezultă că Y mic de T este Laplace la minus 1 de toată chestia asta, care folosim proprietatea de linearitate, se scrie mult mai ușor. Este Laplace la minus 1 de minus 1 pe S pătrat plus 3 pe 2 Laplace la minus 1 de 1 supra S minus 1 minus 1 pe 2 Laplace la minus 1 de 1 supra S plus 1. Și acum, metoda aceasta directă ne zice pur și simplu să ne uităm în tabel de la dreapta la stânga. Găsim 1 supra S pătrat aici, la T, noi avem minusul din față, deci înseamnă că ăsta o să fie minus T, asta este minus T, plus 3 pe 2, 1 supra S minus 1 îl găsim aici, cu alfa egal cu minus 1, deci E la T, minus 1 pe 2, E la minus T. 1 supra S plus 1 îl găsim aici cu alfa egal, cred că le-am inversat, nu-i așa? Deci alfa egal cu S minus 1 înseamnă alfa egal minus 1 E la T. Nu, am zis bine. Asta este. Deci acesta este Y de T. Soluția pe care am dat-o în
josul paginii, adică aceea cu sinus hiperbolic, poate fi adusă, cred, prin prelucrare la forma aceasta, dar rezultatul pe care îl obținem cu calculul acesta vi l-am arătat din tabel, se citește de la dreapta la stânga și ne dă chestia asta. Întrebări, comentarii? Ok. Deci, pe scurt, ce am făcut aici a fost în momentul în care am ajuns la această fracție să descompunem în fracții simple și după ce am descompus în fracții simple, observați că toate rezultatele de aici sunt de forma funcției raționale și atunci nu avem decât să citim și să descoperim funcția originală din care provine. Asta e ce am făcut aici. Haideți să vă arăt și metoda a doua care se poate aplica și la alte exerciții ca atare, anume formula de inversare Meilhan-Fourier, care este asta de aici. Deci soluția a doua, formula de inversare Meilhan-Fourier. Asta zice că poți să recuperezi în felul acesta funcția. Deci f de t este suma cu k de la 1 la n din rezidurile lui f de s ori e la st în punctele SK. Deci, în momentul în care am obținut acel Y mare, până acolo se face exact la fel, noi am avut asta, Y mare de S era S la a treia plus S pătrat plus 1 supra S pătrat, S pătrat minus 1. Asta este acest F mare de S. Eu am de calculat rezidurile acestei funcții care se mulțește și cu E la ST, dar această mulțire cu E la ST nu produce poli pentru că nu are de unde să ne dea singularități esențiale. Și atunci nu avem decât să calculăm chestia asta. Asta are poli. De fapt, hai să scriu separat. Avem S egal 0 pol dublu și S egal 1, S egal minus 1 poli simpli. Bun. Deci trebuie să calculăm chestia asta. Rezidul lui Y de S ori E la ST în 0. Deoarece este pol dublu, se calculează cu acea formulă cu derivată. Deci teorema pe care o știți de la reziduri, anume unde le-am scris, cred că am sărit. Asta de aici. E vorba despre situația aceasta de aici, când avem P-ul egal cu 2. Dar ce este pol dublu? Asta este 1 supra, o să scriu așa, 2 minus 1 factorial, limită când Z tinde către 0, nu Z, hai să zic cine e variabila noastră, este S. S tinde către 0, din S pătrat ori chestia asta, S la a treia plus S pătrat plus 1 supra S pătrat, S pătrat minus 1, E la ST și derivat odată. Se simplifică ăsta cu ăsta și acum trebuie să derivăm această fracție și să calculăm limita când S tinde către 0. Hai să facem calculul ăsta. Nu o să fie foarte ușor, dar când facem S tinde la 0 e foarte simplu. S la a treia plus S pătrat plus 1 supra S pătrat minus 1. Hai să pun așa. Derivat este S pătrat minus 1 la pătrat și aici ne dă. Ăsta se derivează ca produs. Deci o să avem 3S pătrat plus 2S ori E la ST plus E la ST pe lângă S la a treia plus S pătrat plus 1 și toată treaba asta mulțită cu S pătrat minus 1 și pe aia minus 2S ori E la ST ori S la a treia plus S pătrat plus 1. Nu mă mai chinui să calculez pentru că trebuie să dau lui S valoarea 0 aici. Deci asta o să se simplifice major. Să spunem că notez toată chestia asta cu un F mare de S și noi practic avem de făcut limită când S tinde la 0 din acest F mare de S.
Deci rezultă că limita când S tinde către 0 din F mare de S, hai să vedem ce nu rămâne 0. Jos avem 1, ăsta dispare, aici îmi rămâne 1 și vine mulțit cu minus 1 de la ăsta, da, iar aici ăsta face 0. Deci ne dă acest minus 1. Deci este egal cu minus 1. După care, minus 1 ăsta practic corespunde coeficientului pe care l-am obținut noi aici, la minus t. Ceea ce înseamnă că celelalte două o să le obținem ca fiind aceste exponențiale. Bun, mai departe, rezidul lui f în 1, nu lui f, lui y de s, ori e la st în 1. Este limită când s tinde către 1 din s minus 1 ori s la a treia plus s pătrat plus 1 supra s pătrat s minus 1 s plus 1 e la st. E pol simplu, deci nu avem nimic de derivat, se calculează direct. Ăsta dispare și ăsta face 3 supra 2 e la t. Asta deci. Bun, e exact ce ne-a dat și nouă mai devreme, 3 pe 2 e la t, e asta deci. Și rezidul lui y de s ori e la st în minus 1 este limită când s tinde la minus 1 din s plus 1, s la a treia plus s pătrat plus 1, supra s pătrat, s minus 1, s plus 1, e la st. Se reduce ăsta cu ăsta și ne dă 1 supra, aici înseamnă 1 ori minus 2, ori e la minus t. Deci este minus 1 pe 2, e la minus t. Și este, bineînțeles, acesta de aici. La calculul în 0, cred că trebuie să fi făcut eu o greșeală, pentru că rezultatul, bineînțeles, nu trebuie să fie minus 1, trebuie să fie minus t. Deci, probabil am ratat undeva un t mai sus, dar ca să nu mai vă consum din timp acum, o să-l pun direct aici, așa, și îl încercuiesc cu roșu. Și verificați cu atenție, calculele trebuia să avem și acesta înmulțit cu t. Îmi cer scuze, nu știu unde mi-a scăpat, dar n-aș mai pierde timpul să refac calculul. Și atunci rezultă că y de t este ce am zis mai devreme, suma acestor reziduri, adică minus t plus 3 pe 2 e la t, minus 1 pe 2 e la minus t. Și asta e rezultatul. Ok. Întrebări, comentarii? Nu prea n-am seama de unde ar putea să apară un t acolo, că avem... Știu eu. Am văzut eu. Am greșit ceva la calcul, ia zi. Da, la derivarea produsului, s la a treia plus s pătrat plus 1 ori e la st, o să apară un t acolo la un moment dat, acolo, da. Aici? De unde? De la t, da, derivată în raport cu s ne dă mulțit cu t, mulțumesc, bravo. T, aici, da? Că vine e la st derivat în raport cu s și dă t. Da, bravo, e ok. Mulțumesc. Altă întrebare? Ok, deci metoda de rezolvare vă o alegeți voi, în principiu, dacă aveți asemenea exerciții. Sigur că eu v-am propus, ca să vă obișnuiți cu formula Melan-Fourier, exerciții în care doar asta trebuie să faceți, să inversați niște transformate Laplace, anume acestea de aici. Dar sunt toate din notițele luminiței, deci le găsiți și acolo. Dar dacă vreți să exersați ambele metode, nu vă oprește nimeni să faceți și descompunerea în fracții simple și să recuperați funcția inițială. Ok. Atunci, dacă lucrurile sunt clare, facem acum pauza aceea de lucru de 10, maximum 15 minute. Iar după pauză, puteți prezenta tot ce e aici. Deci, exercițiul 2, în care să încercați să folosiți cât mai multe proprietăți ca să ajungem la transformate Laplace cât mai simple. Exercițiul 3, în care trebuie să folosiți teorema derivării imaginii.
exercițiu 4 cu teorema integrării originalului sau direct ecuații sau sisteme de aici. Deci asta e ceea ce puteți face și mai avem inclusiv acest exercițiu de aici. Știu că sunt foarte multe posibilități, tocmai de aceea vom face transformata Laplace cel puțin o oră și data viitoare, dar în același timp, în pauza pe care o luăm acum, înseamnă că aveți o groază de opțiuni de care vă puteți ocupa. Ok. Sunt întrebări, comentarii înainte de pauză? Ok, atunci luăm pauză și pe parcurs ce rezolvați ceva, o să vă rog să ridicați mânuțele, chiar dacă suntem în pauză, să știu și eu că începe să meargă treaba și revenim în 10-12 minute. Ok, haideți să reluăm. Văd că avem și coada de prezentări, ceea ce e foarte bine. Te rog, Mădălina. Tot așa, maximum 2 exerciții de persoană, dar cred că e suficient. Ideea este că am rezolvat și exercițiul 2, dar mai mult mi-a interesat cel cu ecuații. Da. I-am făcut cum știam de la curs. Am spus că y de micuț care este Laplace, inversa Laplace, că este y mare p. După stai, de la y mic ajungi la y mare, nu cu inversa, ci cu Laplace-ul direct, adică... Deci aici ar fi trebuie să fie fără minus. Păi nu, așa e, adică Laplace de y mic egal cu y mare, nu așa folosim. Ok. După am avut nevoie de y derivat și atât, așa că l-am calculat pe acesta. Și ulterior am înlocuit, îmi spunea că y de 0 este 1, l-am înlocuit aici și ulterior am scris totul în ecuația principală. Da. Ulterior am obținut y mare de p, l-am descompus și am calculat inversul lui Laplace. Stai așa, deci 4 plus p pătrat supra p pătrat p pătrat plus 2. Cum ți-a dat chestia aia? Deci p pătrat... Aici? Da. Am folosit o aplicație de calculat, că am încercat să fac varianta cu a și b și c și mi-a dat ceva greșit. Păi nu, dar nu prea îmi dau seama cum îți dă așa, pentru că fii atentă, poți să descompui, de exemplu, poți să scrii acolo că este p pătrat plus 2 plus 2, să spunem, adică ăla de sus. Și asta când se sparge în două, îți dă 1 supra p pătrat plus 2 supra p pătrat p pătrat plus 2. Adică nu te contrazic că dă atâta, dar am mici dubii, să fiu sincer. Da, într-adevăr, acum când mă gândesc prin verificare, nu dă tocmai ce trebuie. Așa cred. Deci ar trebui, ia să vedem, dacă facem calculul invers, ar trebui să amplificăm pe primul cu p pătrat plus 2 și pe al doilea cu p pătrat. Și atunci îți dă 2 p pătrat plus 4 și minus p pătrat. Da, uite că îți dă. Întâmplător îți dă. Da. Ok, bine. Dar, mă rog, explicația asta că am făcut cu ceva o aplicație pe computer, îți dai seama că nu funcționează la examen, adică trebuie să văd detaliile, cum ai ajuns de acolo acolo, știi? Ok. Am să mai încerc încă o dată cu varianta respectivă de descompunere în fracții simple. Sau așa, sau ți-am zis, în cazul de față avem la îndemână metoda de scriere a lui p pătrat plus 4 ca fiind p pătrat plus 2 plus 2 și după aia, mă rog, e mai ușor. Da, și după aia ne uităm în tabel. Da, și ulterior am mai calculat-o și pe B. Ce vreau să zic la C, din prisma faptului că este egal cu 0, putem să zicem din start că este 0 sau? Nu, categoric nu. Păi nu, dar nici nu-ți dă. Ideea este că am făcut etapa aceasta, am înlocuit și ulterior am dat factor comun y mare p și am obținut p pătrat plus 2p plus 5. Și nu rezultă că y pe este 0? Dacă într-adevăr la asta se ajunge, atunci da. Mă uit un pic la calcul.
Ideea este că nu mai am nicio constantă sau... Da, și avându-le și pe... având și acele valori că y de 0 e 0 și y derivat de 0 e 0, da, așa pare. Da, da, corect. Așa și, mă rog, am mai făcut și următorul și ID-ul. Da, adică am făcut... Hai să mai lăsăm mai pe bun. Altcineva, adică rețin sigur. Că ai calculat, dar hai să mai vedem și la altcineva. E ok, mulțumim. Elena? Da, imediat fac share screen. Am lucrat de la 2, I-ul și M-ul și de la 4, B-ul. Bun, explică-ne ce ai folosit, cum ți-a dat și hai să înțelegem. Dă-mi pe mai mare, te rog, dacă vrei. Da. Și vezi că, vezi că așa, ca chestia azi e 30 martie, nu aprilie. Da. Așa. Da. Așa. A fost ceva în gravă. Da, ok, nu, am glumit, te ascult. Eu a fost destul de simplu, adică a ieșit prima oară 5-ul în față cu prima proprietate și apoi am folosit teorema deplasării și m-am ajutat de tabel. Aici chiar m-am ajutat de tabel. Puteam să o calculez și tot cu proprietățile, dar am vrut să trec mai repede prin ea pentru că se obținea destul de ușor. Da, ok. Deci până la urmă tu ai calculat la plus de cos de 5T. Am înțeles. La asta n-ai mai, la asta n-ai mai aplicat proprietatea. Am înțeles. Ok. Și a ieșit destul de ușor. Pur și simplu am înlocuit S-ul cu S plus 3 și am mulțit-o cu 5. N-a fost lucrată mult. În schimb, la M... am folosit cealaltă proprietate și a trebuit să derivez de 3 ori FDS. Imagini, da. Da. Și cam acestea au fost calculele. Cred că sunt și cam stat ceva pe ele, deci cu toate că arată de... Derivata lui cosinus e aici, adică derivata lui Laplace de cosinus. Da. Da. Derivat de 3 ori. Da, ok, bine, hai că nu, te cred. Și am înlocuit formula. Aha, și ne-a dat ceva cu la puterea a 4. Da. Ok. Și pentru 4B, aceasta a fost cu integrarea originalului. Da. Și a ieșit tot în stilul ăsta. Și pentru cosinusul ăla tot de tabel m-am folosit. Deci tu ai folosit doar teorema deplasării pentru E la 3T pe care l-ai pus în față. Și integrarea originală. Da, 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 integrarea originală oricum n-aveai cum să nu folosești, da, pentru că trebuie să aplici Laplace la o integrală, adică evident. Da. Da, ok, bine, în regulă, foarte bine, mulțumim. Mulțumesc. Tiberiu? Da, imediat. Sper că se vede. Se vede. Am lucrat doar acest exercițiu. Păi asta e, da, ce am discutat cu Mădălina anterior, nu? Păi nu cred. Sau dacă a fost așa, îmi cer scuze atunci. Păi nu, ea asta zicea despre acest punct C, că pentru faptul că avem y de 0 egal 0, y derivat de 0 egal 0 și ecuația egală cu 0, atunci automat soluția, singura soluție este soluția trivială, pentru că se ajunge exact la produsul acela, y de s ori s pătrat plus 2s plus 5 egal 0 și deci rezultă automat că y mare e 0, deci și y mic e 0. Da, ok, deci doar atât am reușit să lucrez. Bine, e în regulă, s-a văzut, asta e ok. Mulțumim. Mulțumesc. Andrei? Da, imediat. Eu am lucrat de la exercițiul 2 mai multe puncte care au fost mai ușoare, primele B, C și D și E, unde mai mult am înlocuit cu relațiile din tabel. Cred că la B am scris mai mult ca hai să vedem. Și calcul. Am separat în am separat suma asta, am făcut-o în două transformări Laplace. Și după m-am folosit de formulele din tabel. Pentru Laplace de T și Laplace de T pătrat. Da. Da. Ok. Și rezultatul final mi-a dat acesta, 3 pe S pătrat plus 72 pe S la 3-a. La C și D chiar
nu sunt de prezentat că am folosit doar formulele. Stai numai puțin, stai numai puțin, mergi un pic mai sus, te rog. Adică eu sunt de acord, asta bineînțeles că rezultatul este corect, dar ca să înțelegeți de ce v-am dat aceste exerciții, nu ca să copiați în tabel, ideea ar fi cum v-am arătat mai devreme, că se poate folosi teorema deplasării dacă ai E la minus 3T, te gândești că ai E la minus 3T înmulțit cu 1. Și conform teoremei deplasării este F mare de S plus 3, unde F de S este la plus de 1. Înțelegi? Adică dacă dăm la o parte o exponențială, rămânem cu 1. Deci nu, evident că nu v-am dat exercițiul ca să copiați din tabel. Știi, v-am dat ca să folosim chestia asta. Da, da, sigur, la examen, dacă apropo, dacă la examen primiți la plas de E la minus 3T într-un anumit exercițiu, normal că puteți să folosiți direct din tabel. Dacă vi se permite să folosiți tabelul, normal, îl luați direct de acolo. Da. Am înțeles. Aici a făcut cum ați făcut dumneavoastră la seminar și după am mai făcut și IU pe care l-a prezentat colega. Și cam atât am apucat să rezolv. Bine, în regulă. Ok, mulțumim. Marilena? Eu rezolvasem ce au rezolvat și colegii de dinainte, adică nu e nimic diferit. Tot cu cosinus și sinus lasem de la exercițiul 2. Am înțeles. Ok, nu. Păi dacă nu e nimic nou, n-are rost. Adică, na. Ok, mulțumim. Hai să discutăm un pic, că și data viitoare, cel puțin o oră, v-am zis tot la plas o să facem, dar hai să discutăm un pic ce se întâmplă, de exemplu, la sisteme de ecuații, care, mă rog, sunt niște exerciții destul de ușoare, așa ca tehnică, dar o să ia destul de mult, adică mă refer la exercițiile de aici, de la 2, sistemele pe care le avem la 2, v-am dat aici indicații, că se aplică transformata la plus fiecare ecuații și dacă notăm la plus de x mic egal cu x mare și la plus de y mic egal cu y mare, o să ajungem la o ecuație algebrică din care să scoatem x mare și y mare, după aia le recuperăm pe x mic și y mic. Și hai să vă arăt un exemplu aici, măcar o parte din calcule. Apropo, în ce privește testul, examenul și unde mai pot apărea aceste transformări la plas, cea mai mare probabilitate este să aveți exerciții de forma aceasta. Deci să rezolvați aceste probleme coșii folosind, bă, una, evident. Dar vă dați seama că direct calcul de Laplace sau Laplace invers nu o să aveți, o să avem ceva în care să folosim mai multe noțiuni și acestea sunt niște exemple bune. Deci aceia dintre voi care s-au oferit astăzi să atace exercițiile de aici, ar fi bine să o faceți până data viitoare, că practic asta e pregătirea de test adevărată. Ok, hai să luăm ce am făcut. Șterg pagina. Hai să luăm un sistem de aici. 2, pagina 38. Și avem x derivat plus x plus 4y egal cu 10, x minus y derivat minus y egal cu 0, știm că x de 0 este 4, y de 0 este 3. Observați așa, ca un fel de intuiție, să spun așa, în momentul în care îți apare prima derivată, când o să aplicăm transformata la Laplace, este suficient să știm valoarea funcțiilor în 0. Dacă apare și a doua derivată, atunci am nevoie și de prima derivată. Pentru că aceste formule de aici ne spun exact de ce avem nevoie. Asta este ceea ce notăm noi cu x mare și y mare, iar aceste valori sunt cele pe care va trebui să le știm dinainte. Și atunci, hai să zicem așa, notăm Laplace de x mic de t egal cu x mare de s și Laplace de y mic de t egal cu y mare de s. Laplace de x mic derivat de t o să fie s ori x mare de s minus x mic de 0. X mic de 0 este 4, deci este SX mare minus 4. Scriu așa, nu mai scriu X mare de S ca să fie un pic mai simplu. Și Laplace de Y mic derivat de T este SY mare de S minus Y mic de 0, adică SY mare minus 3. Și hai să notăm aici ecuațiile cu 1 și 2. Laplace de ecuația 1 conduce la
Laplace de x mic derivat plus Laplace de x mic plus 4 Laplace de y este egal cu Laplace de 10, care este echivalent cu Laplace de x mic este sx mare minus 4, Laplace de x mic este x mare plus 4y mare, Laplace de 10 înseamnă 10 Laplace de 1. Laplace de 1 am văzut că este 1 pe s, deci asta va fi 10 supra s. Asta este prima ecuație a sistemului transformată cu Laplace. Laplace de ecuația 2 o să conducă la Laplace de x mic minus Laplace de y derivat minus Laplace de y mic este egal cu 0. Mă rog, Laplace de 0 care e 0. Laplace de x mic este x mare, Laplace de y derivat este sy mare minus 3, care se transformă în plus 3 din cauza minusului din față, minus y mare este egal cu 0. Acesta este cel de-al doilea sistem. Iar aceste sisteme le tratăm ca pe niște sisteme algebrice, din care vrem să aflăm x mare și y mare în funcție de s. Deci o să le rescriu păstrând x mare și y mare în stânga și tot restul încerc să duc în dreapta. Deci avem x mare pe lângă s plus 1 plus 4y mare este egal cu 10 supra s plus 4. Asta este prima ecuație. Iar cea de-a doua ecuație este x mare minus y mare pe lângă s plus 1 este egal cu minus 3. Și asta încercăm să rezolvăm, repet, ca pe un sistem algebric. De exemplu, putem să aplicăm metoda eliminării. Înmulțim aici cu s plus 1 și le scădem. Dispare partea cu x mare și rezultă 4 plus s plus 1 la pătrat ori y mare, deci ăsta minus ăsta ori s plus 1, este egal cu 10 supra s plus 4 minus 3 pe lângă s plus 1. Și aici prelucrăm până când îl aducem într-o formă cât mai civilizată. Deci y mare pe lângă, hai să desfacem aici, s pătrat plus 2s plus 5, este egal cu, aici aducem la același numitor care este s și avem 10 plus 4s minus 3s pătrat minus 3s. Deci y pe lângă s pătrat plus 2s plus 5 este egal cu, cât vine aici, minus 3s pătrat plus s plus 10 supra s. Adică y este egal cu minus 3s pătrat plus s plus 10 supra s pe lângă s pătrat plus 2s plus 5. Acum, s pătrat plus 2s plus 5 ăsta are delta negativ, ceea ce înseamnă că rădăcinile lui vor fi complexe și asta înseamnă că nu pot să-l descompun ca să pot vedea de unde provine. Adică dacă încerc să aplic metoda în care încerc să identific ceva de aici, nu prea o să-mi iasă. Vedeți că nu avem binom mai complicat la numitor. Eventual putem să încercăm o descompunere sau cel mai ușor este să folosim metoda Melan-Fourier. Deci folosind formula de inversare. Dacă luăm s pătrat plus 2s plus 5 și l-anulăm, delta este 4 minus 20 egal minus 16, adică 16i pătrat și avem s1, 2, minus 2 plus minus 4i supra 2, adică minus 1 plus 2i și minus 1 minus 2i. Așadar, dacă notez, ăsta este y mare de s. Va rezulta că S1 egal 0, S2 egal minus 1 plus 2i și S3 egal cu minus 1 minus 2i. Aceștia sunt poli simpli pentru Y mare de S. Și încerc să aplic metoda Melan-Fourier. Repet, e mult mai ușor așa pentru că altfel, deci zic așa, metoda directă, conduce la ceva greu. Uite de ce. Pentru că dacă iau fracția asta, minus 3s pătrat plus s plus 10, cumva am rădăcini comune aici? Nu cred. Delta ar fi 1
plus 120, 121. Se descompune și ăsta, nu-i problemă, dar nu are rădăcini comune cu cel de jos, ca să zici că se simplifică ceva. Deci ăsta ar trebui să se scrie sub forma asta, S pe lângă S plus 1 minus 2i, S plus 1 plus 2i. Asta ar fi descompunerea și aici cum o scriu mai departe? Nu știu, în forma asta, iar dacă o las în forma inițială, vă amintesc din liceu că avem chestia asta, 3s pătrat plus s plus 10 supra s, și aici o las în forma nedespărțită, deci s pătrat plus 2s plus 5. O să scriu că este a mare supra s plus o expresie de gradul 1, bs plus c supra s pătrat plus 2s plus 5. Asta se făcea în liceu dacă aveai o paranteză din asta care este ireductibilă. Și, ok, pasta poți să o inversezi, dar după aia pasta cum o inversezi? Vedeți că nu e nimic de aici care să ne ajute. De aceea spun că metoda directă ne conduce la ceva dificil. Deci la plus, la minus 1 de chestia asta va fi dificil de calculat. Așa că, metoda Melan-Fourier e foarte simplă în cazul de față și recuperăm y de t ca fiind rezidul lui y de s ori e la st în acele s1, s2 și s3, adică în 0 plus rezidul lui y de s ori e la st în minus 1 plus 2i plus rezidul y de s ori e la st în minus 1 minus 2. Și se calculează, asta fiind pol simple, se calculează destul de ușor. Deci hai să facem, de exemplu, pe primul. Rezidul lui y de s e la st în 0 este limită când s tinde către 0 din s ori chestia asta, minus 3s pătrat plus s plus 10, supra s pe lângă s pătrat plus 2s plus 5 ori la st, și fiind pol simplu nu avem nimic de derivat, îi dăm lui s valoarea 0 și ne dă chestia asta care va fi o constantă, constanta fiind cât vine aici 10 supra 5, adică 2. Aici dacă îi dau lui s valoarea 0, asta face 1 și asta este 2. Asta e ok. De ce? Pentru că, uitați-vă, inclusiv această descompunere, dacă o făceam, asta ar fi avut Laplace la minus 1 de A pe S, era A. Pentru că 1 pe S, 1 pe S este Laplace-ul lui 1. Și atunci înseamnă că dacă făceam calculul ăsta, A-ul îmi dădea 2, dar după aia tot nu știam să-l fac pe ăsta. Și astea două împreună, practic, îmi dau Laplace la minus 1 de această expresie, dacă este să ne întoarcem la metoda anterioară. Deci faceți voi calculele în aceste S1 și S2 și le recuperăm pe Y, iar în final, deci, etc., va rezulta Y mic de T, care este Laplace la minus 1 din Y mare de S. Și nu uităm că îl mai avem de calculat și pe x. De-aia zic că exercițiile astea sunt lungi, dar nu sunt grele. Deci de aici rezultă că, de exemplu, x este minus 3 plus y ori s plus 1. X mare este minus 3 plus y ori s plus 1. Și după ce îl aflu pe y mare, de aici rezultă și că x mic de t este Laplace la minus 1 de x mare. Și mai trebuie calculat și asta. Deci îl iau pe ăsta și îl bag aici și calculez și pe, și pe x mic. Repet, procedura e simplă, cel puțin după părerea mea, numai că durează mult, de aceea trebuie să fiți foarte stăpâni pe calcul, pentru că altfel pierdem o oră cu un calcul și va fi doar unul din cele 3-4 exerciții de la test. Ok. Întrebări, comentarii? În regulă, atunci după ce vă mai faceți încălzirea acasă cu calculele acelea simple de Laplace, data viitoare aș vrea să văd în special exerciții de aici. S-au discutat A-ul și C-ul, aș vrea să le văd și pe celelalte și eventual și cel puțin unul dintre sisteme.
Și de asemenea, exerciții destul de ușoare cu Melan Fourier sunt acestea de aici. Repet, dacă vreți, acestea puteți să le rezolvați și fără Melan Fourier, cu descompunerea în fracții simple, n-au absolut nimic împotrivă, nu neapărat munciți mai puțin, e bine să știți ambele metode, că, de exemplu, rezolvați cu una la examen și cu cealaltă vă verificați sau ceva de genul ăsta. Bun, sunt întrebări, comentarii, ceva de transmis pe final? În regulă, atunci data viitoare tot la plasă o să facem cel puțin prima oră și după care, dacă treaba merge bine, o să trecem și la transformata Z pe care o aveți deja în notițe. Nu strică să vă uitați, dar prioritatea este să știți la plasă, deci nu trec mai departe decât dacă vă descurcați binișor la exercițiile cu la plasă, în special acestea de aici. Ok, ne vedem săptămâna viitoare. Toate cele bune, la revedere! La zi bună! La fel! La revedere! La revedere! La revedere. La revedere.